Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Familiile care locuiesc pe malul Jiului, în zona coloniei Petroșani, au o viață ca de ev mediu. Trăiesc în mizerie, fum și printre câini. Veștile proaste de la fisc vor ajunge la agenții economici prin SMS. În regiunea de vest s-a început deja utilizarea acestei forme de notificare a datornicilor. La Petroșani, ziua de 1 decembrie se sărbătorește tradițional. Ceremoniile vor avea loc în Parcul Central, acolo unde se vor împărți și câteva mii de porții de mâncare oferite de primărie. Tone de gunoaie urât mirositoare, rozătoare, câini vagabonzi și întuneric. Acesta este peisajul de pe malul Jiului la Petroșani, acolo unde câteva familii locuiesc în cocioabe improvizate. Tone de crengi uscate, fumegânde, gunoi întins peste tot și beznă. Așa este malul Jiului la Petroșani, în colonie, unde stâlpii de iluminat sunt doar de decor. Nu doar odată mizeriile au luat foc, pentru că oamenii au încercat să scape de deșeuri și de insecte sau rozătoare. Iar acum spun că noaptea a devenit un adevărat coșmar. În zonă nu mai sunt becuri. Și cei de aici spun că au cerut să fie și ei luați în seamă, dar fără rezultat. Gunoaie, nu-i lumină, nu face drum, nu-s becuri, noaptea-ți dă în cap. Toată lumea vine, aruncă gunoaie, le aduc din oraș cu mașinile, aruncă aici, plin de șerpi, de șobolani, sunt copii mici, sunt căși, uitați aici, sunt numai căși. Nu-i nimica. Cine aduce aici gunoiul? Din primăria. Da, cu mașina de gunoi, uitați aici, sunt numai rabe, ce aduc din oraș. Primăria vine cu și aruncă tot gunoiele, nu vine să pună, am făcut cerere la primar, am mers în audiență, la bicele, la ăștia, vin, punem lumină, nu-i nimic, azi numai copii, scăși aici. Asta e o stradă uitată de lume. Edilii locali spun că mizeriile de pe Albia Jiului nu provin din oraș, ci le aparțin celor din zonă. Viceprimarul Dorin Aniță recunoaște că acolo au fost duse crengile uscate, rezultate după cosmetizarea copacilor din oraș. Dar mai afirmă că din cauza mizeriilor pe care acești oameni le fac, inspectorii de mediu dau mereu amenzi care trebuiesc achitate din bugetul local. Nu, noi nu aducem gunoi și îl depozităm acolo, pentru că noi avem contract cu firmă specializată unde se duce gunoiul la groapa de gunoi. Într-adevăr, noi acolo depozităm crengile care rezultă în urma toaletării copacilor. Da, într-adevăr, asta este ceea ce facem noi. Restul gunoaielor care sunt aduse, nu, sunt aduse de tot cei care stau acolo în zonă și care, văzând probabil că noi depozităm crengi, confundă acest lucru cu groapa de gunoi a orașului. Ceea ce face ca noi să venim periodic și să curățăm toate gunoaiele pentru a evita și noi, la rândul nostru, să fim amendați de alte instituții abilitate. Zona este un adevărat focar de infecție și Albia Jiului este în pericol din cauza celor ce duc acolo mizeriile. Totul se învârte într-un cerc vicios, iar localnicii continuă să trăiască precum preistoricii. Dar printre tone de gunoaie, câini comunitari de toate mărimile și multe rozătoare, ori insecte pe timp de vară. Nu sunt bani pentru salariile profesorilor sau pentru indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap. Situația este fără scăpare la Aninoasa, însă primarul mai speră la o rectificare bugetară salvatoare. Banii primiți pentru a achita salariile profesorilor sau a bolnavilor cu handicap nu sunt suficienți. La Aninoasa situația este delicată, iar acești oameni ar putea să nu-și ia banii nici măcar la finalul anului. Primarul Nicolae Dunca speră însă la o minune, pentru că oricum nu are nicio soluție. Am primit de la finanțe, de la DEVA, o înștiințare că ni se suplimentează bugetul local cu anumite sume, în special pentru plata însoțitorilor persoanelor cu handicap și pentru învățământ. Noi am solicitat, de exemplu, pentru persoanele cu handicap, am solicitat 204.000 de lei și am primit 71.000 de lei. Deci o să ne ajungă banii să plătim salariile pe două luni. Pentru învățământ am solicitat 90, am primit 70, deci insuficient și pentru învățământ. Acum să vedem ce se întâmplă în continuare. Speranțele primarului sunt puse în rectificarea bugetară de la Consiliul Județean, iar atunci ar putea da și salariile. Altfel, mai spune acesta, nu vor fi bani decât maxim două luni, după care la începutul lui 2014 nici profesorii, nici însoțitorii persoanelor cu handicap nu vor avea salarii. Ziua Națională se sărbătorește în stil tradițional la Petroșani. Amănunte mai târziu în jurnal.
Fiecare sfârșit de an aduce vești proaste românilor. După majorarea accizelor, extinderea impozitelor pe toate tipurile de construcții și alte scumpiri, guvernul lovește din nou. Le dă undă verde primarilor ca din 2014 să majoreze impozitele și taxele locale. Din 2014, odată cu modificarea codului fiscal, proprietarii de case și de mașini ar putea fi împovărați cu noi dări. După înțelegerea cu femeii, guvernul va introduce o prevedere prin care le dă undă verde primăriilor să majoreze, după cum consideră, impozitele locale pentru persoanele fizice. Plafonul maxim de 20% până la care autoritățile puteau până acum să mărească dările va fi scos din lege, astfel că primarii vor putea decide cu cât vor crește taxele și impozitele. În estul Văijiului, primarii s-au gândit ce vor face în 2014, însă înainte de toate se vor consulta cu cei din Consiliul Local. Noi pentru anul 2013, prin ședință de Consiliul Local, am mărit taxele și impozitele locale cu 16,5%. Într-adevăr, populația Petrilei este, trebuie să recunoaștem, cu un grad de sărăcie destul de ridicat, datorită faptului că nu sunt locuri de muncă. Luna viitoare vom analiza modul de încasare, aspectele care au condus la un grad de realizare a veniturilor mai slab sau mai bun în anumite laturi ale acestor taxe și impozite și în funcție de acest lucru vom hotărî în Consiliul Local, după consultare cu domnii consilieri, acest aspect de creștere, de menținere sau de scădere. Nu, în urma discuțiilor pe care le-ați văzut în presă, consiliile locale s-ar putea să aibă această posibilitate de a mări taxele și impozite cu 20%, la Petroșa nu vom mări cu 20%, însă va trebui să aplicăm prevederile codului fiscal încă de anul trecut, cu acea mărire de 16%, care la Petroșani nu s-a întâmplat. De anul acesta suntem obligați de lege să o aplicăm. Nu mai mult de 16% și aceasta este obligația din lege pe care o avem, deci nu este o hotărâre a Consiliului Local. În vestul Văijiului, unii dintre edili sunt mâhniți pe guvernanți, deși au aceeași culoare politică, de faptul că această problemă este aruncată în spatele primarilor. La începutul anului s-au crescut taxele și chiar asta nu înseamnă că sunt sau nu sunt eu de acord și fiindcă nu hotărăsc eu lucrurile respective. Sunt sigur că da, am văzut și eu clar că încearcă să se arunce totul în spatele primarilor și mai mult de atât, dacă primarii nu execută ceea ce zice de la nivelul cel mai înalt, să nu primească în cote defalcate, sume de echilibrare și așa mai departe, să nu primească sume de la Guvernul României pe diferite motive. Dacă chiar tot vor să mărească taxe și impozite, la cetățeni să le mărească ei, nu să arunce în spatele primarilor, să arunce în spatele Consiliului Local. Nu s-au luat în discuție pentru că încă n-a apărut nimic în monitor oficial. După ce se va primi în monitor oficial, atunci vom discuta în Consiliul Local ce se va întâmpla cu taxele și impozitele. În proiectul de hotărâre pe care eu îl voi propune Consiliului Local, în anul 2014, impozitele și taxele locale le voi propune să rămână la fel ca în 2013, adică să nu crească deloc. Într-adevăr, sunt discuții dacă cumva să se indexeze cu rata inflației de 2, nu știu cât la sută. Dar eu nu ne-am propus să ridicăm nici măcar cu un cent. Deci, la nivelul anului din urmă. Gradul de încasare este undeva la 90% aproape. Este un grad, într-adevăr, surprinzător de bun. Guvernanții spun că din banii suplimentari strânși, primarii pot pune în practică proiecte. Totuși, în zonele sărace, cum este și Valea Jiului, măsura nu va aduce fonduri suplimentare, ci va mări numărul datornicilor la buget. Rămâne de văzut ce decizie vor lua primarii din Valea Jiului pentru cetățenii lor și așa amărâți, care duc în fiecare moment grija zilei de mâine. În regiunea Vest sunt peste 35.000 de datornici, iar costurile corespondenței prin care fiscul somează răuplatnicii să-și achite restanțele aduc mai multă pagubă decât profit. Astfel, din această lună, agenții economici vor fi somați prin SMS să-și plătească restanțele. Fiscul din regiunea Vest este primul din țară care a experimentat deja noul sistem prin care plătitorii de taxe și impozite sunt somați să-și achite contribuțiile către bugetul de stat. În domeniul agricol, veștile proaste au ajuns prin SMS încă din luna octombrie. Sunt primul în țară care am făcut deja prima experiență pe persoanele fizice care trebuie să plătească impozitul agricol.
Știți că se întors un impozit agricol și trebuia plătit 50% în 25 octombrie, 50% până la sfârșitul anului. Și am dat deja, printr-un sistem informatic, 3.000 de SMS-uri. Din această lună, veștile prin SMS ajung și la agenții economici, din cele 4 județe membre ale regiunii Vest. Începând cu luna noiembrie, probabil că la 50% din agenții cu datorii, că nu am încă baza de date făcută, dar până la sfârșitul anului am întreaga bază de date făcută, agenții economici, la două zile după data de 25, deci undeva în 27, mai depinde cum o să cadă, să fie zi lucrătoare, o să primească un SMS-ul din partea Direcției Generale Regionale Finanțului, că le aducem aminte că data de 25 octombrie a fost data care trebuie să-și plătească impozitele declarate și că au plătit parțial sau nu au plătit deloc această sumă. Potrivit directorului general al finanțelor regionale, costurile se vor reduce simțitor. Cele 3.000 de SMS-uri trimise persoanelor fizice din agricultură au costat doar 400 de lei. În sistem clasic, prin scrisori, costurile sunt de 5 lei pentru fiecare somație. Au înlăturat pericolul după două decenii. Vorbim despre proprietarii construcțiilor de lângă perimetrul fostei mine Dâlja, acolo unde sute de oameni și-au pus an de an viața în pericol în timp ce căutau fier vechi. Ruinele fostelor fabrici și depozite din colonia Petroșani au fost în sfârșit demolate. Locul arată acum ca după bombardament, însă mult mai bine de cum au stat lucrurile de 20 de ani încoace. Practic, locul era un adevărat pericol și nu odată oamenii săraci au venit cu barosul să caute după fierul din armături. Locul a fost pus la pământ de reprezentanții firmei care a preluat cândva construcția. Însă doar oamenii care locuiesc în zonă au observat asta. Primarul Tiberiu Iacob Ridzi spune că nu a putut niciodată să ia măsuri, deoarece clădirile nu i-au aparținut. Ele sunt proprietate privată, chiar dacă firmele proprietare sunt în insolvență sau în faliment, nu știu care este situația exactă, însă responsabilitatea este a celor care sunt proprietari pe clădiri, fie că vorbim de lichidator sau de proprietarul de drept. Construcțiile au atras mereu magneții în căutare de fier vechi și în urmă cu câțiva ani un tânăr a fost la un pas de moarte după ce a fost surprins de o placă de beton care l-a îngropat de la brâu în jos. Mai mult, oamenii care locuiesc în zonă s-au plâns mereu de pericolul pe care îl reprezentau pentru ei aceste construcții. Pericolul a fost acum eliminat, iar construcțiile sunt la pământ. Mai mulți absolvenți de liceu din județ s-au înscris în evidențe pentru șomaj, dar în același timp urmează și cursurile unei facultăți, lucru care este ilegal. Din păcate, nu toți cei care încalcă astfel legea pot fi depistați. Reprezentanții Agenției de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara au descoperit mai mulți tineri absolvenți de liceu care iau șomaj, dar merg și la facultate în același timp. Până în 20 de persoane au fost descoperite. Sigur că cercetarea continuă și vom încerca să le cerem acte doviditoare, chiar dacă ei se prezintă, să zicem, la viză și ei sunt studenți. Ar fi bine să înțeleagă că, oricum, aceste cercetări se fac nu numai de către noi, ci și la nivelul curții de conturi. Au fost făcute aceste cercetări de incompatibilitate cu indemnizația de șomaj. Din păcate, aceste persoane nu sunt ușor de depistat. Problema cu care se confruntă autoritățile este aceea că nu există o bază de date unde se poată găsi aceste persoane care înșală statul. Având în vedere că nu există o bază de date unitară la nivel național în care să se depisteze aceste incompatibilități ale absolvenților care sunt admiși la cursuri ulterior dobândirii diplomei de bacalaureat, fiind foarte greu, sunt peste 100 de unități de învățământ superior în care noi trebuie să intrăm în baza de date să vedem dacă persoanele respective care au accesat efectiv indemnizația de șomaj și calitatea de șomer indemnizat devine incompatibilă în acest moment în care sunt admiși într-o formă de învățământ. Sigur că noi selectiv încercăm să depistăm aceste cazuri. Cei care au fost prinși că aveau atât calitatea de student cât și cea de șomer și-au retras dosarele de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Mai devreme sau mai târziu, aceste persoane vor trebui să dea bani înapoi pentru, în contextul în care accesează efectiv măsuri de protecție socială care nu sunt compatibile cu piața muncii. Peste 1700 de absolvenți de liceu s-au înscris la șomaj după cele două sesiuni ale bacalaureatului din acest an. Circa 820 dintre aceștia mai iau și acum indemnizația de șomaj.
Ziua Națională se va celebra și anul acesta la Petroșani, în Parcul Central Carol Schroeter. Reprezentanții administrației publice locale păstrează obiceiul și alocă bani pentru mâncarea tradițională, ce va fi împărțită tuturor. Ziua de 1 decembrie va fi marcată în capitala Văișiului cu tradiționala masă românească. Pentru asta, consilierii locali vor aloca și o sumă de bani. Și toți cei care vor să sărbătorească Ziua Națională sunt așteptați în parc. Din nou se vor face evenimentele ca și în anii trecuți și se va servi, evident, și tradiționala fasole cu ciolan în Parcul Carol Schroeter. În ședința extraordinară a Consiliului Local se propune aprobarea sumei de 37.000 de lei pentru organizarea sărbătorilor dedicate Zilei Naționale a României. Mâncarea va fi pregătită de bucătari pricepuți, iar porțiile vor fi servite direct din ceaun oamenilor care vor veni în parc la finalul ceremoniei oficiale. Dansatorii ansamblului Parângul sunt cei mai buni. Au demonstrat-o din nou la un concurs național unde s-au clasat primii în topul în care se află formații din toate centrele universitare din țară. Ansamblul de dansuri Parângul, al Casei de Cultură a Studenților din Petroșani, a urcat pe prima poziție a topului național, cu un dans ce combină elemente de folclor cu cele ale dansului de stradă. Festivalul de dans de la Sibiu, organizat de Casa de Cultură a Studenților din Sibiu, un festival cu o reputație deosebită, care se desfășoară de foarte mulți ani în organizarea colegilor noștri din Sibiu. Și, într-adevăr, Casa de Cultură a Studenților din Petroșani nu s-a făcut de rușine nici de data aceasta. A obținut locul întâi la street dance cu formația de dansuri și locul 2 la show review, de asemenea cu formația de dansuri a ansamblului Parângul. Secțiunea grup, genul street dance, locul 1, Parângul din Petroșani. Ansamblul Parângul al Casei de Cultură a Studenților din Petroșani a adunat un palmares impresionant de-a lungul timpului, atât la concursurile din țară, cât și la festivalurile de profil de peste hotare. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!